Un curs de miracole de Kenneth Wapnick, exerciții zilnice, lecția 330. Astăzi nu îmi voi face iarăși rău. Să acceptăm astăzi iertarea ca singura noastră funcție. De ce ne-am atacat mințile și le-am dat imagini de durere? De ce le-am învățat că sunt lipsite de putere când Dumnezeu le oferă puterea și iubirea Lui și le îmbie să ia ce este deja al lor. Mintea care a devenit dispusă să accepte darurile lui Dumnezeu a fost redată spiritului și își extinde libertatea și bucuria după cum și voia lui Dumnezeu este unită cu a ei. Sinele pe care l-a creat Dumnezeu nu poate păcătui și de aceea nu poate suferi. Să alegem astăzi ca el să fie identitatea noastră și să scăpăm astfel pentru totdeauna de toate lucrurile pe care pare să ni le ofere visul fricii. Tată, fiului tău nu îi se poate face niciun rău, iar dacă socotim că suferim, nu ne cunoaștem singura identitate pe care o împărtășim cu tine, Doamne, potpocla minciuni, Dumnezeu. Vrem să ne întoarcem la ea chiar astăzi, să fim eliberați de apururi, de toate greșelile noastre și să fim mântuiți de ceea ce am socotit că suntem, potpocla minciuni. Ne întoarcem în adevăr, în nodul cuantic, cu toată energia noastră, cât de multă contribuție reciprocă autentică suntem. Cu asta cât de multă bucurie reciprocă.